Miezul de nucă arată puțin ca un creier mic. Uite de ce seamănă. Pe are o formă amuzantă. Dacă te uiți la el, o să vezi că are o formă care poate să semene cu un creier. Cu puțină imaginație, arată ca o versiune mică a creierului tău. Miezul de nucă are două părți, care sunt la fel sau aproape la fel ca și a creierului tău, care are două părți în interiorul capului. Este bun pentru creier miezul de nucă. Este amuzant faptul că miezul de nucă arată ca un creier și mai amuzant e că și ajută creierul. Are niște chestii bune în el care te fac să te simți mai deștept și mai puternic. Deci, atunci când mănânci miez de nucă, poți spune că hrănești și micul tău creier. Îți dă și energie super, deoarece miezul de nucă este ca un mic depozit de energie pentru corpul tău. Te ajută să fii plin de putere pentru a te juca și a te distra. Așa cum supereroii au puteri speciale, miezul de nucă îți dă puteri pentru creier. Te ajută să fii mai steț și să fii mai bun la învățătură. Da, și oase de fier și dinți puternici poate să-ți dea, deoarece nucile te ajută să ai oase tari ca oțelul și dinți puternici ca niște armuri. Astfel poți mesteca mâncarea cu ușurință. Miezul are și proteine pentru creștere. Miezul de nucă este ca o bachetă magică, care te ajută și te face să crești puternic. Îți dă și o imunitate de luptător, deoarece nucile sunt ca un scut magic pentru tine. Te protejează de virus și răceli, astfel încât să nu fii bolnav prea des. Este și bun pentru burtică, deoarece miezul de nucă are niște fire magice, care te ajută să ai o burtică fericită și sănătoasă. Dar ce mai important este că au un gust bun. Nucile au un gust delicios și pot fi o gustare distractivă pentru tine. Nu vei fi niciodată prea flămând, deoarece miezul de nucă face să te simți plin de mâncare pentru mai mult timp. Așa că mereu vei simți că nu ți-e foarte foame. Dar învață să mănânci nucile cu moderație și să nu le consumi dacă ești alergic la ele.